Viorica Dencil, făcut praf în Parlamentul European, cine râde de premier, poate îi traduce cineva. Premierul Viorica Dencil a făcut praf pur sublinierei simplu în Parlamentul European. Aceasta nu înțelege mecanismul de cooperare și verificare, MCV, chiar dacă a petrecut 9 ani la Bruxelles ca deputat european, sunt acuzele europarlamentarului Cristian Preda. Mai mult, acesta spune că Sorin Grindeanu și Mihai Tudose au fost mult mai buni ca premier decât Dencil. După 9 ani în care a fost deputat european, Dencil nu a înțeles nimic din MCV. Azi a cerut lui Juncker ridicarea acestui mecanism convenit înainte de intrarea în UE, fiindcă în urma cu 6 ani Comisia cerea informații despre stadiul dosarelor unor pungasi. I-a aflat abia acum, de la Antena 3, dar nici cu această ocazie n-a priceput despre ce e vorba. Poate îi traduce cineva, a scris Cristian Preda, pe contul de Facebook. Europarlamentarul face și o scurtă interpretare a deciziei premierului Viorica Dancila. Dancila nu a citit niciodată un raport MCV. Dacă ar fi făcut-o, ar fi văzut ce date conțin evaluările și ce se aștepta de la autoritățile de la București. Dancila face de ras guvernul, adresându-se președintelui Comisiei cu tafna și dispreț pentru proceduri. Teleormanean ca e mai rea decât Grindeanu și Tudose la un loc, iar cei doi nu erau nici ei prea luminati, a mai scris Preda. Preda s-a referit sublinierei la audierea sa în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României. Vrea să fie una public, însă solicitarea sa a fost respinsă. Am scris Cancelariei Ordinelor ce doresc ca audierea mea, din 28 martie, în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României să fie public. Regulamentele în vigoare o înuduie. Interesul vedit de public pentru dezbaterea despre defimare sublinierei libertatea ar justifica, am zis eu, transmiterea online sau TV a procesului. Domnul consilier de stat Angelescu, care pestor subliniere de Cancelaria Ordinelor, a răspuns nu, precizând ce legea prevede ce, în afara membrilor Consiliului de Onoare sublinierei acuzatului, doar o persoană mai poate participa la audiere, sublinierei anume presubliniere dintele. I-am explicat domnului consilier diferența dintre participare sublinierei acces public, artând ce eu solicit nu invitarea subliniere-fului statului, ci că oricine dore subliniere te se poate vedea ce acuzații mi se aduc sublinierei cum anume mea pre. Nu, 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 a zis domnul consilier, a scris Preda pe pagina sa de Facebook. În acest context, europarlamentarul se întreabă dacă este normal să fie judecat de o majoritate PSD-ist în spatele u sublinierilor închise. Credeți ce e normal să fiu judecat de firea, Andronescu, Geoan, Veredi subliniere Teanu etc. În spatele u sublinierilor închise,
E firesc ca Palatul Cotroceni să îngăduie unei majorități peseriste din Consiliul Ordinului se, subliniere îi fac de cap în incinta presubliniere din ciei. În fond, am primit steaua României, nu steaua PSD, a mai scris Preda. Săptămâna trecută, acesta a anuncat ce a fost chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, distincție pe care a primit-o în 2009, pentru a răspunde unui denunț privind defimarea cerii.